Bună. Mulțumim. Extra. Astăzi se împlinesc 3 ani. Da. De aia l-am întrebat pe Dan, fiind mai în vârstă, dar l-a lăsat memoria pe Dan. Da, într-adevăr, sunt 3 ani de la poate cel mai frumos moment din viața mea, cu certitudine. A mea, pot să spun cu mâna pe inimă, că a fost cel mai frumos moment din viață, dar vreau să cred că și din viața orașului, pentru că, așa cum am spus-o de mai multe ori, cred că bucuria trăită cu mii de oameni, aceea este bucuria adevărată. De fapt, aceea este esența, dacă vreți, a bucuriei. Pentru că ne putem bucura în viață atunci când ne aduce soția pe lume un copil, ne putem bucura când câștigăm la loto un mare premiu sau când ne cumpărăm o mașină, o casă, e o bucurie, într-adevăr, dar mică, egoistă poate, dar atunci când te bucuri alături de mii de oameni, vezi oameni necunoscuți care, așa cum s-a întâmplat atunci, se îmbrățișau fără a ști cine sunt, cred că asta de fapt înseamnă o bucurie pe care eu mi-aș dori din suflet să pot să o mai trăiesc încă o dată, dar probabil că mai trebuie 2 vieți de om. E foarte greu, realizez lucrul acesta. Dar asta nu ne împiedică atunci de câte ori ne aducem aminte să ne ridicăm pălăria în fața tuturor celor care atunci au contribuit la acel moment fantastic. Și o fac și cu această ocazie. Le mulțumesc tuturor celor care atunci au fost eroii momentului și nu numai, le mulțumesc celor care au ieșit alături de eroii momentului pe străzi, bucurându-se alături de noi. E un moment care nu trebuie uitat și care trebuie pentru viitor să ne dea speranța că se poate. Pentru că ce s-a realizat atunci a fost împotriva tuturor aparențelor, împotriva tuturor previziunilor, pronosticurilor, a fost dovada că cel mic poate și el să fie odată mare. Și chiar ar fi grozav să mai putem fi odată mari. Dar, repet, nu e simplu, e foarte, foarte greu. Mai ales într-un moment când vorbim de titlu și echipa mâine are un meci decisiv pentru salvarea de la retrogradare. Sunt paradoxurile vieții. Viața trebuie luată așa cum este, nu trebuie să facem o dramă nici din asta. Sper ca momentul de mâine să parafeze prezența și în viitor a echipei pe prima scenă, pentru că o merită. Reprezintă un centru de tradiție și cu performanțe deosebite. Ați fost invitat public să luați parte la meciul de mâine. O veți face? Da, e o invitație care mărturisesc că mi-a dat ceva și îmi dă ceva bătăi de cap. Ce a venit din partea Narcis sau din partea suportului? Nu, din partea lui Narcis nu dă niciun fel de emoție, pentru că, să nu înțelegeți greșit ce spun, Narcis vorbește numele conducerii actuale. A răspunde invitației lui Narcis ar însemna să legitimez cumva conducerea actuală și managementul pe care îl au. N-am să o fac niciodată, am spus-o răspicat, nu vreau să mai dezgrom morții, dar ce au făcut este inadmisibil și nu vreau să-i legitimez. Mă pune și îmi dă așa bătăi de cap, am spus, și nu numai, creează multe semne de întrebare, invitația Ligii Suporterilor. Mi-e greu să iau o hotărâre. Aș veni cu inima, imediat aș spune da. Cu rațiunea asta și m-aș mai gândi. S-ar putea cineva sau foarte mult să spună că ascunde vreo doză de oportunism lucrul ăsta. Să vreau să fiu și eu în mulțime pe acolo, să recâștig suporterii. Nu, la fotbal eu când vin cu inima și atât. Vin pentru că îmi place, pentru că iubesc fotbalul și pentru că fotbalul m-a definit și mi-a dat tot ceea ce am avut mai frumos în viață. Așa încât vă rog să-mi dați ocazia să mă mai gândesc până mâine. Mi-aș dori să fiu alături de ei acolo, în tribună, repet, în tribună, poate în tribuna a doua. Deci dacă voi fi în tribuna a doua. Dacă nu voi fi, îmi cer scuze, sper să mă înțeleagă cei care cărora m-am adresat. De ce nu sunt? Poate. Dar, repet, mi-e greu să iau o hotărâre. Încă nu știu. Mă arde. Mulțumesc.